Bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fotbal Plus. Așa cum v-am anunțat pe pagina noastră de Facebook, în această seară vom discuta despre alegerile la AJF Dolj, alegeri ce vor avea loc duminică. Vom avea alături de noi timp de o oră și 10-15 minute, doi dintre candidații la funcția de președinte. Ne-am fi dorit să fie și al treilea, înțeleg că o problemă l-a ținut departe de Craiova. Și un candidat la funcția de vicepreședinte, reprezentant și al domnului Horațiu Stănescu, pentru că despre dumnealui este vorba, absent în această seară. Să iau în ordinea numerelor de pe tricou, dacă mi-e permisă gluma, de la stânga mea, Sorin Pătrașcu, candidat la funcția de președinte, fost vicepreședinte al AJF Dolj. O să-l las pe dumnealui, de fapt pe toți cei trei, să-și facă o mică caracterizare. Bună seara, Nea Sorin! Bună seara și bine v-am regăsit, familiarizat, pentru că TV. Am fost la multe emisiuni ale dumneavoastră. Și vă mai așteptăm. Și indiferent că veți câștiga sau nu, sunteți un loc de muncă îl am, sunt antrenor, da. Așa că voi veni cu evenimente din viața sportivă. Și aceeași invitație pentru ceilalți invitați ai mei din această seară. Cel de-al doilea candidat, mă rog, acum poate altul este clasamentul în... dorința noastră a alegătorilor, conducătorii echipelor de fotbal și asociațiilor de fotbal din județul Dolj, domnul Marian Cătănescu. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Prima prezență la noi și da, la fel. Și sper vă, să nu fie ultima. Vă lansăm invitația să fiți alături de noi și în emisiunile următoare. Și Bogdan Pâncu, spuneam, reprezentant al celui de-al treilea candidat dumnealui la funcția de vicepreședinte, actual vicepreședinte al AJF Dolj. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc, domnilor, că ați acceptat invitația. O invitație venită din scurt, oarecum, și poate și din această cauză, cel de-al treilea candidat, actualul președinte al AJF-ului, înțeleg că n-a putut să onoreze invitația, este plecat din localitate, nu știm dacă este adevărat sau nu, asta rămâne de văzut. Alegătorii vor decide dacă merită dumnealui să primească și pentru următorii 4 ani. Spuneam că aș dori să vă faceți o caracterizare. Marea majoritate a conducătorilor, a celor care se uită la noi în această seară, vă cunosc. Nea Sorin, vă rog. Da. Mulțumesc. Eu, să zic, de la bun început am plecat de la munca de jos, de la iarbă. Activitatea mea s-a rezumat toată cariera, încă de la o vârstă fragedă, de la 14-15 ani. Am jucat fotbal, am început la CSS Craiova, după care la terminarea junioratului am mers la școala militară de subofițeri, am urmat cursurile acestei școli, am devenit cadru militar, iar în perioada 1980 până în 2001 am fost jucător și antrenor al echipei de fotbal la Aripile Craiova. Majoritatea celor care ne urmăresc în această emisiune cred că îmi cunosc activitatea pe plan sportiv. Asta însemnând la nivel de amator, că despre această emisiune este vorba, cu peste 600 de jocuri jucate acolo pe teren, în iarbă. Din punct de vedere administrativ, am fost vicepreședintele instituției forului la care mi-am depus candidatura pentru a deveni președinte în perioada 2001-2013, perioadă care zic eu că s-a încununat cu rezultate meritorii, în sensul că la 1 ianuarie 2013, după iată 3 mandate în care mi-am desfășurat activitatea față de președintele Nicu Neagoe, unul dintre cei mai buni președinți pe care i-a avut fotbalul doljan în frunte, pentru că a fost un manager foarte bun și un foarte bun organizator, cu rezultate meritorii. Și revenind la activitatea mea, timp de 3 mandate la AJF Dolj, o perioadă destul de bogată vis-a-vis de numărul de echipe. La 1 ianuarie 2013, când a venit următoarea conducere, vorba de domnul Silviu Bogdan, erau 220 de echipe, dintre care 98 echipe de juniori. Iar ca număr de arbitri, la 1 ianuarie 2013, erau 290. Cu asta ne putem mândri. Din punct de vedere al rezultatelor sportive pentru județul Dolj,
pentru Oltenia și pentru România. Aș vrea să remarc câteva dintre ele. Am fost antrenorul selecționatei Oltenia, cu care am avut rezultate deosebite. Este vorba de jucători amatori la nivel de Liga 4 și Liga 5. Am câștigat 3 campionate naționale, pentru că telespectatorii trebuie să știe, la nivel național se organizează campionat de amatori pe regiuni. Campion național 2004, 2006, 2008. Performanțe care ne-au dat dreptul să participăm în preliminarele campionatului european. Ne-am calificat de 2 ori la campionatul european, precum știți și dumneavoastră, 2005 Polonia, 2009 Croația. În 2005, nu mi-este rușine să spun, era prima participare, am terminat pe locul 7 din 8 echipe, pentru că la turneul final merg cele mai bune 8 echipe din Europa. Asta ne-a motivat enorm și în următoarele calificări ne-am desfășurat preliminarele la Mogoșaia, unde o parte dintre telespectatorii care ne urmăresc în această seară au venit chiar acolo să ne încurajeze. S-a pus la dispoziție de către președintele Nicu Neagoe un autocar și au venit alături de noi. Ne-am calificat pentru a doua oară la turneu final. Am câștigat grupa a doua după 2 victorii și un meci egal și am jucat finala cu Spania, câștigătoarea grupei. De bogat. Da, mai am câteva, ar mai fi ceva. Să supere ceilalți, le dau posibilitatea să vorbească și dumnealor. N-aș vrea să stăm cu ochii pe ceas, să vedem cât a vorbit, dacă sunteți de acord. Da, da, nu este nicio problemă. Noi avem avantajul că suntem tineri și sperăm când ajungem la vârsta domnului Pătrașcu să ajungem la același nivel al CV-ului. Da. Când este despre proiecte, vă dă dumnealui din timp. Da. Revin la acea finală disputată cu Spania, ne-au bătut 2-1. Meciul a fost transmis în Croația și în Spania. Am fost premiați de către oficialii UEFA și vă pot spune că a fost o mândrie pentru Oltenia, pentru România, să joci o finală, să fii vicecampion european pe o perioadă de 4 ani de zile. Și mă pot mândri cu jucători care, iată, încă mai joacă în campionatul nostru județean. Și în acest moment este vorba de Rioșanu, de Sârbu, Alin și al jucător Petrescu, Vali. La porțile echipelor de Liga 2, chiar și Liga 3, Rioșanu la Fece Național, dacă nu mă știu. Păi sunt 6 jucători care au debutat la Liga 1. Și aici aș reaminti pe Băjenaru Liviu, Stoica Ionuț, care în acest moment joacă la Hermannstadt Sibiu, jucătorul cu numărul 4, Stoica Ionuț, născut 1988, Miulescu Marian și Popescu Octavian, care au debutat în Liga 1 la Dacia Mioveni, și lista, nu mai vorbesc de Liga a doua, Fotescu, care joacă acum la CSO Filiaș. Bun, alte performanțe care m-ar caracteriza ar fi echipa de fotbal feminin, Real Craiova, am fost mulți antrenor în 9 ani de zile, 3, da, am cochetat chiar cu Liga Campionilor, o perioadă unde am terminat pe locul 2 și deci puteam să jucăm în Liga Campionilor. Domnul Pâncu Bogdan știe că trebuia să participăm și a fost cu mine la tragerea la sorți la Niș în Cupa UEFA, o competiție organizată de UEFA, dar din lipsa fondurilor financiare ne-am retras din competiție, n-am găsit o sumă modică cu care să putem să jucăm în competițiile europene. 15 fete la loturile naționale Under 15 până la selecționata mare. Cam acesta ar fi CV-ul. În acest moment sunt antrenor la Viitorul Băleasa, o echipă foarte frumoasă, o echipă săracă, dar cu suflet mare, campion regional 2 ani consecutiv, 2019-2020, respectiv 2018-2019, la fotbal în sală, 3 jucători la lotul național, Stan Florin, Enache Benjamin și Catara Andrei în acest moment și cred că ar trebui să mă opresc. Domnul Cătănescu. E cumva nedrept să vii după domnul Pătrașcu să-ți prezinți CV-ul, dar... Da, e și diferență de aproape 15 ani. Asta vreau să spun, că marele meu avantaj este vârsta. Sunt convins când voi ajunge la vârsta domnului Pătrașcu că o să am cel puțin același CV-ul ca și dânsul. Și ca să mă prezint și eu și să prezint activitatea mea,
am fost un jucător o perioadă destul de scurtă, la cel mai mult mic nivel, la nivelul județului Dolj, la Zănoaga. După aceea mi-am continuat studiile și în ultimii 10 ani sunt foarte implicat atât la nivelul fotbalului județean, cât și împreună cu colegul de platou, cu domnul Pâncu, suntem în lotul de delegați de joc ai Federației Române de Fotbal la Liga 2 și la Liga 3. Am început și trebuie să recunosc și să-i mulțumesc domnului Silviu Bogdan că el a avut un ochi în care a văzut în mine un conducător și un oficial de joc. V-am zis, deci nu are ochi doar la fotbaliști, da, are și la conducător, nu? Da, cred, sau viitor conducători. Deocamdată suntem într-o competiție și v-am zis, dânsul a fost cel care m-a luat, m-a și format împreună cu Neilie Alexandru și Neamitică Busuioc. Bine, după aceea au fost foarte mulți care, da, ar fi o lungă mult, mult prea lungă. Și am început de la observator, am fost în comisiile AJF-ului, am fost o perioadă și în comitetul executiv. Sunt președinte de 5 ani la City Leu, una din echipele, 3-4 echipe private ale județului Dolj. O echipă, zic eu, frumoasă și de care cred că a auzit multă lume, fiindcă suntem foarte activi pe Facebook și stăm bine pe partea asta de promovare. Echipa este privată, e susținută de un mare inimos din comuna Leu, Toni Gângioveanu, și de 5 ani acesta reușește să aibă grijă de ea și să nu ne lipsească nimic. Oricum salut și autoritățile locale de acolo, pe domnul primar. În ultimul timp este o emulație și pentru fotbal, după ce a pus la punct partea asta socială, economică, cât de cât a primăriei. Acum este și o echipă a dânșilor Sporting Leu, este și City Leu. Și rivalitate, nu? Există o rivalitate foarte mare și deja când spui Sporting City sună într-un anume fel. Cam asta ar fi așa, linii mari și foarte mari, o scurtă CV-ul caracterizare și o scurtă prezentare. CV-ul, dacă îl iei punct cu punct și pus pe hârtie, este mult mai lung. Dar nu cred că interesează chiar fiecare puncticel din acest CV. Da, vorbeam pe linie sportivă. Pe linie așa sportivă. Știm, pe linie generală, e destul de destufos. Domnul Pâncu. Bogdan Pâncu. Fost jucător, fost arbitru, cu voia dumneavoastră din anul 2013, vicepreședinte la JF-ului, cu întrerupere de aproape 2 ani. Director al Clubului Sportiv Județean Știința Craiova, începând cu anul 2006. Și cam atât pe plan sportiv. Membru în Comisiile Federale de Futsal, la Comisia de Futsal de la Federația Română de Fotbal, observator Liga 2 și Liga 3. Cam atât mare în ceea ce privește activitatea fotbalistică. Și acum candidat la funcția de... Candidat la funcția de vicepreședinte. Vicepreședinte. Sunt două posturi, nu? Nu, unul singur. Unul singur. Doi candidați. Doi candidați, și da. Florin Spănu. Vom încerca să-l avem și pe dumnealui puțin mai târziu prin telefon. Bun. De ce? Haideți să încep cu dumneavoastră, domnul Cătănescu. De ce ați luat decizia de a candida la funcția de președinte? Și când ați luat? Aș vrea partea a doua a întrebării. Decizia am luat-o foarte târziu. Decizia am luat-o, cred că acum 3 săptămâni, 4 săptămâni, că acum 3 săptămâni cred că a fost depunerea dosarelor și validarea acestora. Și de ce am luat această decizie? Am luat această decizie fiindcă consider că am capacitatea să pot conduce Asociația Județeană de Fotbal Dolj și vă și explic de ce. De 10 ani, așa cum v-am spus, am trecut prin toate etapele, prin majoritatea comisiilor și prin comitetul executiv al acestei asociații județene de fotbal. Cel puțin o dată, cred că am fost la meciurile fiecare echipe afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Dolj, indiferent că a fost echipă de copii sau a fost echipă de seniori. Și ce a cântărit cel mai mult în luarea acestei decizii a fost, din punctul nostru de vedere, al echipei City Leu și din ce am discutat în această... City Leu, Liga 5-a, nu? Liga 5-a. Deși numele e... Așa, Liga este... Da, suntem Liga. La nivel județean și să știți că și fotbalul ăsta județean are farmecul lui.
simți iarba cu animalele în spatele terenului, cu oameni care aleargă dicolo-colo, să dea drumul la joc. Și om... Sau bine, simțeam acum un an și... Simțeam acum un an și, acum îi ducem dorul. Da, îi ducem dorul. Și ca să revin, pe lângă toate acestea care cât de cât îmi certifică această decizie, a fost o decizie pur, cum să vă zic, care vine din managementul actual al conducerii AJF Dorj, pe care am simțit-o pe pielea noastră ca și echipă. În decembrie am primit o somație de plată și o factură pentru toate taxele, contribuțiile și vizele pentru anul 2020, în condițiile în care 2020 nu s-a jucat niciun minut. Și asta ni s-a părut cumva ne la locului și chiar am avut o discuție. Scuzați-mă că intervin. Nu, lasă termine și dânsul intervine. Chiar mi s-a părut nedrept. V-am zis, fiind o echipă privată, susținută din bani, așa cum reușim noi să-i găsim, și în mare parte 95% banii lui Toni Gângioveanu. Deci a părut cumva nedrept și, într-adevăr, situația sanitară a fost destul de complicată și a afectat pe toată lumea, toate echipele sportive, AJF-ul. Dar fără nicio explicație, pur și simplu, în condițiile în care a făcut semn eforturi să fim la zi cu toate datoriile și știam că nu avem datorii. Și asta chiar a fost, cum să vă zic, picătura care am zis, bă, dar stai un pic, că poate lucrurile pot să fie mai bine și să facem mult mai bine lucrurile acestea pentru echipă. V-am zis, în decembrie, într-un loc să primim felicitare sau ceva de genul, sau înainte să avem o discuție prealabilă. Domnilor, e o situație grea, uitați, o să vă facturăm anumite sume sau o să găsim, o cale de mijloc. Pur și simplu ni s-a trimis o somație și o factură de plată. Pentru niște servicii și pentru niște vize și ce au mai fost acolo, de care efectiv noi n-am beneficiat. Într-adevăr, vizele s-au pus pe carnete. Nu poți să spui că nu s-au pus pe carnete. Dar nu s-a folosit nimeni de ele. Deci, în anul 2020, nu s-a jucat un minut la nivelul Ligii A5. Da. Domnule Bogdan, faci lucrurile de Asociația Județeană de Fotbal. Spuneam, și vicepreședinte corect. Actual. Asociația Județeană de Fotbal este subordonată pe cale ierarhică Federației Române de Fotbal. Drept urmare, Asociația Județeană de Fotbal respectă statutele și regulamentele Federației Române de Fotbal. La Federația Română de Fotbal, dacă nu plătești taxa anuală și vizele pentru jucători, ești automat dezafiliat, conform statutului Federației Române de Fotbal. Chiar dacă fotbalul chiar este dacă întrerupt în acest nu moment. Este vina Federației Române de Fotbal că este această pandemie. Nu este vina AJF-ului că este această pandemie. Și asta este foarte simplu. Ești afiliat la o structură? Trebuie să plătești această taxă anuală. Întrebați colegii noastre care sunt afiliați la federație și care nu au jucat anul trecut, dacă au plătit sau nu taxele către Federația Română de Fotbal. Ok, eu sunt de acord cu dumneavoastră dacă ați încheiat răspunsul dumneavoastră și pot să vă spun și toată lumea știe că nu poți să compari AJF-urile cu Federația Română de Fotbal, nici ca potență, nici ca organizare, nici ca nimic altceva. Dar probabil nici taxele nu sunt la același nivel. Nici taxele nu sunt la același nivel. Dar Federația Română de Fotbal a ajutat fiecare membru afiliat, indiferent că este echipă de copii, că este AJF. În sfârșit, fiecare membru afiliat. Deci la Dolj sunt în jur de 100 de membri afiliați. Ca o echipă de juniori, ca o echipă și la Liga 4 și la Liga... I-a ajutat cu 5.000 de euro. Suma asta au putut dânși. A fost un ajutor. Fiecare membru afiliat? Fiecare membru afiliat. Că a fost echipă de fotbal feminin. Deci oamenii au făcut un efort. Și i-au ținut pe oamenii ăștia aproape. Și le-a oferit suma asta, atât au putut ei să le ofere. În această perioadă? În 2020. Probabil pentru teste. Cred, nu știu. La AJF-urile n-au echipă să joace și să facă teste. E treaba lor ce fac cu banii. Deci ei au ajutat membrii afiliați. Și ca să încheiem povestea asta cu factura și cu toate astea, am aici, chiar oficial am cerut un punct de vedere la AJF Dolj. Am aici și răspunsul dânșilor, dacă pot să îl focalizeze vreo cameră. Da, dacă pot să-l și arăt.
Și o să-mi permit să îmi dați voie să-l și citesc. V-am zis, toată discuția pleacă de la faptul că pur și simplu ne-am trezit. Deci nicio informare, nimic. Pur și simplu nu s-a ținut legătura, nu s-a întâmplat, a fost pauză, echipele în vacanță, AJF-ul a lucrat, din câte înțeleg că spun dânsii, au fost zilnic acolo și au lucrat. Și oficial, ca și echipa afiliată, am avut nemulțumirea asta și am întrebat, domne, ce se întâmplă cu asta? Și dacă s-ar putea... Nu este foarte lung și o să sar. Nu. Vă rog, adică, dar oricum e esențială toată. Referit exact către ACS City Leu. Referitor la adresa dumneavoastră înaintată și registrată la AJF Dolj, cu numărul așa, am luat act. Am întârziat cu răspunsul, deoarece am așteptat și punctul de vedere al conducerii FRF. Referitor la cele semnalate de dumneavoastră, și de care s-a discutat în videoconferința între președintele FRF și președinția JF-urilor din toată țara. În urma situației complexe care a afectat întreaga țară, inclusiv sportul, din martie 2020 până în prezent, au fost puse în dificultate nu numai asociațiile și cluburile de toate profilurile sportive, dar și asociațiile județene de fotbal. În cadrul adunării generale ordinare a AJF Dolj din data 17.10.2020, la care din partea clubului dumneavoastră a participat președintele Asociației domnul Cătănescu Marian, s-a discutat pe larg această problemă semnalată dumneavoastră. De asemenea, regulamentele, statutele FRF și AJF, de care suntem convinși că le cunoașteți atât de bine, aveți răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Conducerea FRF sprijină nemijlocit activitatea grav afectată de pandemia AJF-urilor și aprobă toate măsurile legale luate de acestea pentru a depăși cu pierderi minime de membri afiliați în această perioadă. Pentru lămuriri suplimentare, vă așteptăm la orice zi, în orice zi lucrătoare sau la solicitare și nelucrătoare la sediul AJF Dolj, unde personalul a desfășurat în condiții normale lucrări specifice zilnice în această perioadă. AJF Dolj, fiind unul din puținele AJF-uri care nu și-au diminuat sau încetat sau suspendat activitatea în lunile precedente, chiar dacă volumul de muncă a fost diminuat, mult față de cel normal. Mă rog, cam ăsta este răspunsul. Și ca să duc discuția până la capăt, sunt AJF-uri, deci aceleași structuri sportive, la alte județe, care nu au luat nicio taxă pentru 2020. Deci sunt și care au luat și care n-au luat. Sunt și care au luat și care n-au luat. Cei care au luat au anunțat membrii afiliați că taxa luată pentru... că sunt și echipe care au plătit în avans sau au apucat să ia. Plătită pentru 2020 se reportează pentru 2021, adică nu mai plătesc în 2021, și cei care n-au plătit în 2020 o să plătească în 2021. O secundă. E taxa anuală sau taxă pe sezon? Toate taxele. Taxa anuală. Taxă de înscriere. Taxă de antrenor. Vize anuale. Deci tot ce se percepe într-un an competițional normal... așa s-a facturat și pentru... Domnul Pâncu, vă rog, răspuns și după aceea... Nu neapărat nu răspuns. Referitor la acest aspect și după domnul Pâncu poate să ne răspundă. Vă rog, răspunde dumnealui, răspundeți dumneavoastră apoi și spune și de ce ați candidat. Adică de ce nu. Eu vreau să completez la această situație vis-a-vis de taxe, vize și... alte asemenea activități la nivel de județ. Domnul Pâncu are dreptate până la un punct vis-a-vis de respectarea regulamentelor FIFA, UEFA, FRF. Dar, la nivel județean, avem un statut. Avem un regulament propriu, da? Punctul meu de vedere este următorul. Biroul executiv, că nu președintele decide până la urmă, sunteți de acord, domnul Pâncu, biroul executiv, la propunerea președintelui, poate să pună în discuție această situație către membrii afiliați. În sensul că dacă în 2020 s-au plătit taxele, aceste taxe, care sunt totuși costisitoare pentru orice echipă, cât indiferent. Cât este o taxă, ca să înțelegem, să știe telespectatorul. Păi eu vă spun eu... cât ajunge pentru o echipă de Liga 5? Deci fără baremuri și fără... Fără baremuri, taxa anuală. Taxa anuală. Medici și toate astea, undeva toate taxele cu vize și cu tot ajunge la 1500 de RON. Și la Liga... Practic 120-130 de lei lunar ar fi. Nu, dacă este taxa anuală de 1500. De acolo, nu? Și la Liga... dar nu e împărțită lunar. Am înțeles. Și la Liga a patra sunt mai scumpe. Gândiți-vă, cred că în jur de 2500 dublu. De lei. Da, aproape dublu, da. Dar asta, revin la ideea pe care v-aș ruga să țineți cont de ea. Biroul executiv al AJF Dolj... Să țină cont cei care... Vor vota. Eu nu am drept de vot.
Da, cei care sunt în măsură. Probabil mai sunt și nemulțumiți. Da, atâta timp când nu s-a desfășurat activitatea sportivă în 2020, taxele, aceste taxe, destul de, de costisitoare la nivel de județ, puteau să fie suspendate și trecute pe 2021, fără a se percepe alte taxe. Asta, repet încă o dată, avem statut propriu la AJF Dolj și membrii biroului executiv puteau să aprobe pentru a face bine fotbalul județean, să nu plătească două taxe în condițiile în care nu s-a desfășurat un meci de fotbal din punct de vedere al regulamentului competițional. Și asta era în statutul AJF Dolj, putea domnul președinte să supună la vot biroului executiv și membrii afiliați, iată, aveau această facilitate din punctul meu de vedere ca antrenor, ca sportiv, ca și conducător, ce vreți dumneavoastră, foarte corectă și regulamentară. Nu poți să iei două taxe în 2 ani de zile fără să se dispute un joc de fotbal. Deci, ca să revin la, în primul rând, ce a spus Marian cu acele subvenții de la federație, apropo de membrii afiliați și județul Dolj, AJF Dolj, ar fi dat la membrii afiliați o subvenție dacă ar fi primit la UEFA 2 milioane de euro, special pentru așa ceva. Federația Română de Fotbal a primit 2 milioane de euro, special pentru așa ceva, pentru a ajuta cluburile afiliate la Federația Română de Fotbal în pandemie. Cota fiecărui club au stabilit-o dumnealor la 5.000 de euro. Suma pe care Clubul Sportiv Județean Știința Ocroiva, printre altele, n-a luat-o. Ca să... Dar AJF-ul? Nu știu. Probabil că a luat-o. A luat-o, sigur. Că au primit și okay. La AJF-ul. Adică, nu știu, ca vicepreședinte, cred că ar fi trebuit să aveți totuși informația asta. Că ce? Că a luat AJF-ul? Sau nu a luat-o. Până la urmă sunteți al doilea om din această asociație. Da, ok. Și de asemenea, dacă au luat-o, ați putea să ne spuneți ce au făcut cu ei. Probabil, așa cum i-a răspuns domnul președinte, în acel răspuns oficial, având activitatea și continuând-o, chiar dacă s-a diminuat drastic, și dânsii au venit la servici, probabil au luat salariu. Pe lângă salarii, sediul în care funcționează AJF Dolj are niște cheltuieli. Știți la cât se ridică cheltuielile la sediul respectiv? Nu au fost niciodată făcute publice. Eu cred că au fost făcute publice de către Comisia de Cenzură la ultima adunare generală la care ați participat. Au fost spuse în plen. Toate cheltuielile care s-au făcut cu funcționarea sediului, cu salariile, eu nu pot să vă spun sume acum pentru că nu le știu pe ei din afară. Nimeni nu le știe și nimeni nu știe nici regulamentul, nici statutul, nici nu avem pretenția să le știm din afară. Da, mai sunt specialiști în regulamente, mă rog, care le știu mai bine cei care le-au scris. Una la mână, doi la mână. Tot în acea adunare generală la care ați participat, a fost o această discuție referitor la taxele și la vizele care s-au pus anul trecut și care trebuia să se plătească sau nu. S-a ajuns la concluzia, vizele este posibil să se reporteze pentru anul următor, adică pentru anul 2021. Adică iar taxa pentru viză. Pentru taxa... Vizele anuale ale jucătorilor. Da, vizele sportivilor. Iar taxa anuală, care este undeva în jur de 100 de lei, aia să fie plătită. Pentru că aia te ține afiliat. La Liga 4 este 600 de lei. Vorbesc de Liga 5. La Liga 4 de afiliere. Taxa anuală membrului afiliat. Cotizația anuală. O cotizație, da. O cotizație. Și aia să se ia. Dacă îmi dați voie, eu vorbesc... Maximum minut. Acum am de compensat de la CV-ul domnului Pătrașcu, așa că n-aveți ce să-mi faceți. Dacă îmi dați voie, fără să intru într-o discuție contradictorie cu domnul vicepreședinte și colegul meu și unul dintre cei mai apreciați, apropo, oameni de fotbal din județul Dolj. Mulțumesc. Și care cred că la un moment dat și chiar acum merita să fie... să facă parte din candidații la președinția JF-ului, nu la vicepreședinte. Dacă nu mă înșel, a fost odată. O singură dată. Da, știu. Odată a fost. Și de asemenea, nu, suntem și colegi, v-am zis, în lotul de observatori, dar faptul că dânsul a venit aici și reprezintă toată echipa dânsului, care deci e destul de numeroasă și putea să-și asume altcineva ieșitul public și a preferat dânsul să salveze onoarea. Nu vreau să intru într-o discuție contradictorie. Am fost într-adevăr, și cum îmi spun și în răspuns acolo și îmi spun că n-am fost printre rânduri, că n-am fost atent, am fost foarte atent. Nu s-a discutat despre taxe, au fost 90 de membri afiliați, domnul Pătrașcu n-a fost, că nu este la OLT, și
chiar așa neatent cum am fost și cu ceilalți membri care am discutat acum în campanie, nu s-a discutat și nu s-a pus problema de taxe sau de netaxe, ca să închidem cel puțin eu subiectul ăsta. Da. Și tot timpul, și, scuzați-mă, și tot timpul comparația asta cu Federația Română de Fotbal, ce face haideți să ne comparăm și la management, să ne comparăm și la organizare și la felul în care tratăm membrii afiliați, dacă tot luăm etalon și e de luat Federația Română de Fotbal. Da. Păi, nu, dar cu cine trebuie să ne comparăm atunci? Păi v-am zis, sincer, dacă e să ne comparăm, nu, să ne comparăm, ne comparăm și noi cu cineva, la toate aspectele, deci la toate aspectele, că până la urmă federația, nu, noi ne raportăm ca având și un statut, membru afiliat la fotbalul nostru, nu, superior, da, având un statut propriu, noi funcționăm după statutul nostru. Care este adaptat după statutul este cadrul statut al Federației Române, pentru, Federației Române de Fotbal. Pentru asociațiile județene din țară, da. Nu ne impune și ne spune, cred că Federația Română nu a transmis AJF-urilor din țară, luați taxele și banii la membrii afiliați. Domnule Pâncu, haideți, că sigur ne veți face un rezumat la întrebarea de ce candidați la funcția de vicepreședinte și de ce nu la cea de președinte, așa cum spunea și domnul Marian Cătănescu. Și lăsăm pe domnul Pătrașcu după o scurtă pauză publicitară, pentru că, spune, dumnealui are multe de zis. Nu, nu-l mai lăsăm. La Sibiu l-am înțeles. Okay. Și era de neîntrerup la Sibiu. Dar acum intrăm toți în aceleași drepturi. Vom încerca să contorizăm puțin. Sau punem o vârstă candidații la președinție, da, să aibă peste 50 de ani. Da. Scurt o să fiu și de data aceasta. Așa cum am prezentat, am vorbit și mai devreme în prezentarea CV-ului sportiv, mie îmi place continuitatea. Sunt directorul Clubului Sportiv Județean Știința Craiova de 15 ani, sunt vicepreședintele AJF Dolj de aproape 8 ani și îmi place continuitatea încă o dată. De ce nu președinte? Pentru că mi-e greu să mă despart de copii. Mi-a plăcut foarte mult... Da, incompatibilitate. Și mi-e greu să mă despart de mediul ăsta în care mie îmi place foarte, foarte mult. Și de tot ceea ce înseamnă acest lucru. Și de aia nu am preferat să candidez la numărul 2, pentru că pot să ajut fotbalul și din poziția aceasta pe care sunt acum. Ar mai fi ceva de adăugat? Nu. Haideți o scurtă pauză publicitară, revenim cu discuția, cu partea a doua discuție aici în platou la Oltenia TV cu doi dintre candidații la prezidenție și un candidat la funcția de vicepreședinte la alegerile de duminică la AJF Dolj. Dragoste pentru agricultură. De 13 ani suntem parteneri în toate proiectele de succes. Împreună semănăm culturi bogate și sănătoase, folosind echipamente moderne de precizie. Suntem unic importator și distribuitor al brandului Kansa. Oferim 3 ani de garanție și finanțare prin leasing cu dobândă zero. Livrare gratuită din stoc pe tot parcursul anului. Ne găsiți în Comuna Pielești, strada Calea București, numărul 6870A, județul Dolj, sau la telefonul 0728-107-531. La Agroland găsiți cele mai bune furaje și cei mai buni pui de o zi. Carne, rasă mixtă, ouătoare, cabir, rațe, gâște, curcani și bibilici. Livrări săptămânale în toate cele 250 de magazine din țară. Pentru adrese și numere de telefon, accesați www.agroland.ro. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul creșterii și comercializării păsărilor, Avicola Brădești vă oferă pui de găină rasă mixtă și carne, pui de curcă, pui de bibilică, boboci de rață și gâscă și toată gama de furaje pentru o creștere sănătoasă. Toate păsările comercializate sunt vaccinate în conformitate cu normele sanitar-veterinare și sunt livrate cu certificat de sănătate. Puii pot fi achiziționați numai de la poarta fermei situată în centrul comunei Brădești, la 300 de metri de primărie, pe strada Mihai Viteazu, numărul 9. Informații și comenzi la telefon 0766-211-366. Alege Avicola Brădești pentru produse sănătoase la prețuri avantajoase. Promovăm viața la țară și un trai sănătos.
De peste 25 de ani, farmacia Cinara este alături de dumneavoastră cu mii de produse destinate sănătății și frumuseții. Aici găsiți întotdeauna produsele de care aveți nevoie pentru familia dumneavoastră, iar personalul calificat și experimentat vă dă cele mai bune sfaturi pentru sănătate. În această perioadă, la farmacia Cinara, găsiți produse de protecție, măști, ochelari, mănuși și dezinfectanți și oferte speciale la suplimente pentru întărirea imunității și la alte produse de sezon. Farmacia Cinara mulțumește tuturor clienților care în această perioadă dau dovadă de înțelegere și răbdare și le răsplătește loialitatea și încrederea oferindu-le diverse reduceri prin cardul de fidelitate. Iar pentru a petrece cât mai puțin timp în farmacie și pentru a vă proteja sănătatea, puteți rezerva telefonic orice rețetă sau produs de care aveți nevoie sunând la telefon 0251 596 072. Cinara, farmacia familiei tale. Ai probleme de sănătate sau vrei să arăți bine și să fii în formă? Soluția este chiar în județul tău. Top Med Buna Vestire a dezvoltat conceptul stațiunea de acasă. În cele trei locații ale sale, situate în Craiova, pe strada Morii, numărul 33, pe strada Frații Buzești, numărul 25, dar și în Calafat, pe strada 22 decembrie, numărul 1. Aici puteți beneficia de toate procedurile și tratamentele medico-balneare, dar și de investigații clinice în 19 specializări și investigații paraclinice de laborator și radio. Tratamentul medico-balnear se desfășoară pe o perioadă cuprinsă între 7 și 20 de zile, în regim ambulatoriu sau internare cu bilet de trimitere, cu tichete de vacanță sau cu plată. Puteți beneficia de 6 proceduri fizico-balneare pe zi, consultații de specialitate, interconsulturi, investigații medicale, concedii medicale, referate medicale și rețete compensate după caz. Centrele balneare dispun de aparatură modernă și personal calificat, oferind calitate serviciilor balneare și medicale efectuate. Băi cu ape sulfuroase tip Herculane și Olănești, mofete și băi cu dioxid de carbon tip Covasna și Buziaș, băi și împachetări cu nămol de techirghiol, salinoterapie și băi clorosodice, electroterapie, masaj terapeutic și de relaxare, masaj anticelulitic, kinetoterapie, ozonoterapie și multe altele. Top Med, Buna Vestire. Mereu aproape de tine! Mesaj de interes public. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Mesaj de interes public. Am revenit cu partea a doua a emisiunii Fotbal Plus aici la Oltenia TV. Invitații mei, Sorin Pătrașcu, Marian Cătănescu, candidați la funcția de președinte, scuze, AJF Dolj la alegerile de duminică 28 martie și Bogdan Pâncu, candidat la funcția de vicepreședinte. Domnule Pătrașcu, vă rog, de ce ați ales să candidați? Spuneați și în CV, ați fost vicepreședinte, dacă nu mă înșel, ați avut și o tentativă de a candida la funcția de președinte acum 10-12 ani? Nu. Mi-aparține această eroare. Da. Așa am avut impresia. Vă rog, de ce candidați? Da, am urmărit activitatea următoarelor conduceri ale AJF Dolj în perioada 2013 și până în prezent și am ajuns la concluzia de vreun an de zile că activitatea aceasta a decăzut foarte mult, în sensul că s-au desființat toate grupele de junior la Liga 4 și la Liga 5. Asta înseamnă peste 60 de echipe. Gândiți-vă, peste 1000 de copii. Referiți la ultimul an că s-a desfințat? Nu, am spus în ultima perioadă, de 8 ani de zile, la cele două mandate care au trecut și încă domnul Stănescu este în funcție. Iată că peste 60 de grupe de copii și juniori au fost desfințate. Mai mult decât atât, valoarea fotbalului la nivel de Liga 4 a scăzut foarte mult. În sensul că dacă AJF Dolj până în 2013 avea un campionat foarte puternic, așa cum am spus în CV-ul meu, precum și un grup foarte numeros de arbitri, valoroși, FIFA, Liga 1, Liga 2 și arbitrii categoria 1, 2 și stagiari. Iată că în acest moment echipele sunt unele foarte puține,
fotbalul a scăzut din punct de vedere valoric, întrucât dacă, așa cum în CV-ul meu prezentam, fotbalul doljan a ajuns la cele mai înalte performanțe în țară, pentru că în acea perioadă AJF Dolj era pe locul al treilea, iar în prezent cred că este printre ultimele AJF-uri din țară. Și această valoare a competiției interne la Liga a 4-a și la Liga a 5-a s-a văzut prin rezultatele obținute de selecționata Oltenia, s-a văzut prin rezultatele obținute de grupele de copii și juniori în meciurile jucate de selecționatele Under 13, 14, 15 și așa mai departe. Proiectul meu va fi unul, dar îl dezbatem probabil la următoarea dumneavoastră întrebare, cu revigorarea fotbalului județean. Și o să încep, desigur, cu grupele de copii și juniori. Chiar dacă cei care ne urmăresc în această seară și în special conducătorii instituțiilor, consiliilor locale și cluburilor sportive nu vor da votul, îi anunț oficial că Sorin Pătrașcu este hotărât pentru reînființarea în mandatul meu, dacă voi fi președinte, a grupelor de copii și juniori la nivel de Liga 4-a și la Liga 5-a, nu în primul an, în al doilea an, în perspectivă, pentru că este normal ca orice copil dintr-o comună sau dintr-un sat să fie atras către sport și nu către baruri, cârciumi, să aibă vicii de tutun, droguri și așa mai departe. Exemplu de la Băleasa, adică o echipă sătească. O echipă sătească, o echipă la care am pus mult suflet și foarte important pentru mine și pentru ascultători este că la nivel de copii și juniori în acest moment în Craiova și în județul Dolj sunt foarte multe cluburi care au apărut cu diversi antrenori care percep taxe enorme. Iar pe urmă, pe umerii părinților sunt taxa către antrenori, taxa către terenurile pe care le închiriază, taxa pentru echipament sportiv, taxa pentru cantonamentele pe care le desfășoară. În acest punct de vedere, o să prezint în următoarele minute și proiectele pe care le am cu copiii și juniori. Vă rog. Dacă îmi dai voie. De ce s-au desființat grupele de copii și juniori? Nu s-au desființat grupele de copii și juniori. Echipele de Liga 4-a, la cerere expresă, au cerut ca să nu mai se joace acel campionat de se juca înaintea lor. Există fiecare echipă de Liga 4-a cu câte o echipă de juniori băgată în campionatele de juniori C, D, E. Deci ei au grupe de juniori, dar sunt mai mici decât... Și la Liga 5-a? Liga 5-a nu. 48 sunt de unele echipe care au... La Liga 5. Nu joacă. Nu joacă echipele de Liga 5. N-au juniori în deschidere. Nu. Noi vorbim de juniori în deschidere. Și la Liga 4 nu mai sunt juniori în deschidere. Bun. La Liga 5. Dar grupele le au în continuare, dar numai că sunt mai mici. A fost cererea... Obligativitatea juniorilor a rămas. A rămas. A rămas. Din păcate, nu într-un campionat toate echipele. Nu într-un campionat toate echipele. Pentru că așa... Au cerut, noi vorbim aici numai de Liga 4-a, juniorii A, domnul Pâncu. Juniorii A. Dar la Liga 5 au fost 48. Există un campionat de Liga 4-a, doamne, de A1, care se desfășoară la, dar foarte puține echipe. De acord care, pentru că, în principal, cei care au juniori mari, A, B, joacă la nivel național, în competițiile de Liga Elitelor sau campionat național de juniori. Cererea a fost la echipelor și a fost cerere expresă pentru că erau cheltuieli foarte mari cu deplasările, cu... Dar 48 de echipe la Liga 5-a care au fost desființate? Păi, dar nu s-au desființat din vina AJF-ului, s-au desființat din vina autorităților locale. Bine, dacă... Nu cred că are AJF, cred că AJF-ul nu cred că a vrut vreodată să desfințeze echipe. Dacă îmi dați voie, și situația economică s-a degradat pe an ce trece, dar eu nu cred că e o soluție bună asta cu juniorii să fie unii la... fiecare echipă, că de fapt știm bine cum echipele de la Liga 4 au juniori. Au făcut o colaborare cu o școală de fotbal care nu sunt juniorii lor și în mod, cum să vă zic, natural, la un moment dat nu mai vine nimeni la echipa aceea. Totuși ne întoarcem la o, cum să zic, la o... Dacă îmi dai voie să termin ideea ca să îi răspund dumnea Sorin cu ce a mai zis dumnealui. Iar apropo de selecționata Oltenia, anul trecut, din nefericire, tot din cauza pandemiei, s-a întrerupt după primul joc. A fost prima dată și acolo, cine mă cunoaște și a stat lângă noi în perioada respectivă, știe că eu am insistat să facem iar selecționata Olteniei. Din păcate, nu se mai făcuse, cred că, de când ai făcut Din 2010. Și
S-a jucat un singur meci, am jucat la Călăraș, după care s-a întrerupt din cauza pandemiei. Trebuia să reîncepem exact în martie, pe 16 martie, când, pe 14 martie când s-a întrerupt, aveam primul meci cu Buzău la noi, la Craiova. Iar valoarea fotbalului Dojan este adevăr mult față de ceea ce era cu 10 ani. Dar dacă ne uităm și la nivelul echipelor naționale... Dacă ne uităm la ce echipe aveam atunci în fotbalul Dojan, Armata sau Prometeu, pentru că una Armata sau Armata și Prometeu. Armata și Prometeu. Una poate era în Liga 3-a, să zicem. Păi amândouă în Liga 3-a erau în ultimii ani. Chimia. Ei s-au desfințat din Liga 3-a. Nu, eu mă refeream la Liga, la Liga 4-a. Liga 3-a. Da. Armata s-a desfințat. Erau 4-5. Păi, la un moment dat, Chimia, Gaz, Metan, CFR. Seria 5-a. Calafatul. Compania de apă, Calafat. Liga 3-a se transformase Sigarcia, în Județul Dolj. Da. Era Liga 4-a transferată la Federație. Era una din Slatina, restul din Craiova și promovarea din Slatina. Din Volt, mă rog. Da. Dacă îmi dați voie cu juniorii. Știți, toată lumea pune accent, cel puțin în teorie, pe juniori. Dânsul, domn director, poate să ne spună, de fapt, cred că e numărul 1 în juniori în Craiova, dânsii și cu Universitatea. Universitatea Craiova. Au apărut foarte multe cluburi strict pe juniori, niște antrenori și niște oameni deosebiți, am avut ocazia să văd acolo, care trebuie să facă și management pe lângă instruirea pe care o fac sportivilor. Ei trăiesc din activitatea asta, să aibă continuitate, să poată să câștige, să poată să producă jucători, ceea ce ar fi ideal. Unii cu mai multe grupe, alții cu mai puține grupe, profesori și oameni, v-am zis, oameni de calitate. Dar să revenim la campionatul acela de juniori, cel puțin la Liga 4-a, eu cred că trebuia păstrat în deschidere. Și acum este ușor să desfințăm. Echipele, bineînțeles că zic, hai că renunțăm la jocurile alea de juniori, ne mai costă niște bani, niște baremuri, ce ne mai costă. Fiecare își vede interesul. Dar cred că este și o problemă a AJF-ului, fiindcă cumva toată lumea, ca și slogan, sună destul de bine, fotbalul începe la copii și juniori. Și actuala conducere a AJF Doj, din câte mi-aduc eu aminte, în programul de candidatură al domnului actual președinte, poate domnul vice nu-l știe, că a venit și mai târziu, spunea acolo că să suporte baremurile la copii și juniori integral. Nu s-a întâmplat asta, nimeni, nicio echipă nu a beneficiat de asta, dar ia uitați, mai mult de atâta au și dispărut toate jocurile ăștia de juniori din deschidere. L-avem la tele... Vă rog, terminați ideea. Păi nu, lăsă-l pe Florin, că după aia revin, că nu e mai lungă. L-avem la telefon și pe domnul Florin Spânu, președinte la CSU Filiaș și candidat la funcția de vicepreședinte a AJF Dolj. Bună seara, domnul Spânu. Felicitări pentru victoria de sâmbătă. Locul întâi în seria 6 în Liga 3-a. Ne dorim cu toții să promovați în Liga a doua, vă ținem pumnii strânși. Spuneți-ne, vă rugăm, în 3-4 minute, de ce candidați, dacă nu mă înșel, ați fost vicepreședinte al AJF Dolj, dar faceți acum parte din echipa domnului Marian Cătănescu sau poate cine știe, echipa domnului Sorin Pătrașcu, în funcție poate de cine va câștiga, și vă doriți postul de vicepreședinte. În primul rând, bună seara! Felicitări pentru emisiune și mult succes celor care vor participa la alegerile pentru așa să fie, absolut toată la AJF Dolj. De ce candidez la postul de vicepreședinte? Candidez pentru faptul că fotbalul doljean a ajuns la un nivel în care se scaldă în noroi. Cu actuala conducere, și aici fac referire la, pentru că în actuala conducere mai sunt și oameni de fotbal și oameni buni, corecți și care fac lucruri bune. Și aici mă gândesc la Bogdan Pâncu, la Colțescu, este Aurică Barbu, care este un om și știe foarte bine ce are de făcut acolo, Cornel Roman. Niște oameni care sunt pe niște posturi și își fac treaba chiar mai mult decât bine. Dumneavoastră, dacă nu mă înșel, ați mai fost vicepreședinte, nu? Până anul trecut, sau membru. Eu am mai fost vicepreședinte și chiar l-aș ruga pe Marian Cătănescu, dacă are hârtia la el, să vă prezinte,
care a fost motivul pentru care eu am fost scos împreună cu Maria Cătănescu din Comitetul Executiv. Maria Cătănescu, ca să vă spun pe scurt, Maria Cătănescu a făcut o hârtie în care mi-a prezentat ceva din proiectele lui care dorea să le implementăm la nivel de asociație județeană și avea nevoie de o semnătură și o susținere din partea mea. Am semnat. Odată ce am semnat această hârtie, am semnat și decizia de a mă da, să mă dea afară președintele, actualul președinte, împreună cu cei mai buni oameni din fotbalul județean, reprezentanții de la Liga 5-a și la copii și juniori. Vreau să vă spun că avem oameni de fotbal cu calitate, respect, cu respect, oameni care știu ce au de făcut, mult mai buni. Pentru că cei care sunt în momentul de față nu au nicio treabă cu fotbalul din județul Turnu. Și aici fac referire la reprezentații echipelor de Liga 4-a, 5-a și copii și juniori. În afară de mine și Marian Cătănescu, a mai fost dat afară Florin Tuinea. Eu sper că împreună cu Marian Cătănescu să facem o echipă foarte bună. Avem reprezentanți la echipele de Liga 4-a care cu siguranță vor face fală județului Dolj, la fel la Liga 5-a. Nu mai vorbesc la copii și juniori, ce antrenori avem în județ, gen Ali Staicu, Paul Răducanu. Nu vreau să mă apuc acum să-i spun pe toți, dar majoritatea antrenorilor care sunt la copii și juniori în județul Dolj chiar lucrează foarte bine la nivelul la care sunt. Am înțeles. Deci asta este motivul pentru care eu am candidez la funcția de vicepreședinte. Sunt convins că împreună cu Marian, și am mare încredere în Marian Cătănescu, că va schimba fața județului Dolj la fotbal, pentru că așa cum am ascultat, eu sunt la meci pe Ion Oblemenco, la meciul FC Universitatea Craiova cu Farul. FC-ul Craiova, da, 0-0. 0-0 la pauză, da? Și chiar am mai ascultat din emisiunea dumneavoastră și vorbea Sorin, Nea Sorin, de nivelul la care a ajuns fotbalul din județul nostru. În altul idei vreau să-i amintesc lui Bogdan, lui bunul meu prieten Bogdan, că informația nu este că UEFA sau FIFA a dat 2 milioane de euro Federației Române de Fotbal pentru a sprijini membrii afiliați. Este o informație eronată pe care o aveți. Nu. Banii s-au dat din resursele Federației Române, sunt din economiile făcute pe anul 2019 și s-a dat la fiecare membru afiliat suma de 5.000 de euro. Din câte știu, au venit bani de la UEFA și pentru cluburi, pentru a trece peste această pandemie. Mă rog, să fie ajutate cluburile cu testarea și toate cele. Mă rog, greșeala mea, Florin, dacă am informații greșite. Nu. Nu toate cluburile au primit. Cel puțin Clubul Sportiv Județean Știința Ocraiova nu a primit. Nu s-a primit decât la echipele care au început campionatul. A, Liga 3-a. Clubul Sportiv Județean Știința Ucraiova participă în Liga Elitelor. Liga Elitelor, da. Și au mai fost cluburi de Liga 4-a care au dat acele baraje, nu? Practic ar fi trebuit să primească, nu? Da, dar nu, alea nu sunt afiliați la Federație. Nu, alea sunt de la altceva, e altceva. Da, e altceva. Federația, AJF-urile au primit ultimul minut pentru că ne apropiem euro. Ne apropiem și de finalul emisiunii, mai au și candidații. Mai avem programul, nu? Mai au să-și spună domnul Pătrașcu, program. Acum pe dumneavoastră nu va certa nimeni la început. În ultimul minut, domnul Spânu e totuși unul dintre cei mai importanți oameni. Eu vă doresc emisiune frumoasă. 30 de secunde și despre echipă. Vreau ca membrii afiliați să înțeleagă că trebuie o schimbare la nivel de conducerea AJF. 30 de secunde și despre Filiaș, spuneam locul întâi în seria 6-a. Ce vă doriți? Cu Filiașul suntem pe un drum bun. Ne cam dezavantajează această vreme pentru că nu avem al doilea teren de antrenament și facem pe un teren care nu este atât de bun.
la școala generală din Filiași, dar sper că spre sfârșitul săptămânii vremea se îndrepte și să facă antrenamente pe terenul cel bun. Avem meci din nou acasă cu Bascov, un joc foarte greu, cu o echipă bună, o echipă care o respect. Și sunt convins că la finalul jocului jucătorii mei vor fi cei victorie și vom ieși cu cele 3 puncte. Ok, mulțumesc! Toate cele bune, seara frumoasă! Eu vă mulțumesc și o emisiune frumoasă în continuare. Doamne ajută! Care bună, succes! Doamne ajută! Mulțumesc din suflet la public și vouă! Imediat îl las pe domnul Pâncu, scuzați-mă. Vă rog, după aceea să știți că mai avem 5 minute, da, câte 5 fiecare. Da. 30 de secunde. Da, vă rog. Am onoarea să l-am echipă la vicepreședinte pe domnul... Urma să vă întreb echipa, să spuneți despre fiecare în parte. Domnul Spânu, deci nu mai este cazul să vorbesc despre dânsul, ca să închei discuția cu ieșitul nostru din comitetul executiv. Neputând să ducem o dezbatere, fiindcă al treilea participant nu participă din motive de dânsul știute sau strălucește prin absență, cum a strălucit în acești 4 ani la conducerea AJP-ului. Și emisiunea a fost plănuită ieri. Da, acum, sunt și de a fost și cu dumneavoastră, dar ne-am fi găsit toți timp. Și sper că dacă câștigă încă un mandat să nu aibă aceeași prezență aproape nulă în viața echipelor. Deci cum am fost noi dați afară din comitetul executiv? Noi când am fost aleși de echipe în comitetul executiv, eu și domnul Spânu, am fost aleși și trimiși acolo să reprezentăm interesele echipelor. Noi când am ajuns acolo, am reușit să stăm un an jumate, cred că aproape 2 ani, nu știu exact cât, am constatat că acolo, de fapt, interesele echipelor sunt lăsate mai la coadă. Altele sunt discuțiile și altceva se dorește. Și noi am tot discutat, am tot pus problema până când am pus piciorul în prag și am spus pe fraților, noi n-am venit aici nici pentru noi, nici pentru voi, ca să zic așa. Noi am venit aici pentru echipe. Eu am venit pentru echipele de la Liga 5-a, domnul Spânu a venit ca și vicepreședinte. Treaba noastră e să facem ceva pentru echipe, să respectăm statutul, că de-aia avem statut. Vă rog, încă 4 minute, de-aia avem statut pe care vi-l acord. Și în timpul ăsta, deci de la lucrurile mărunte, hotărârile comitetului executiv să le afișăm pe site, până la lucruri mari și proiecte pe care trebuie să le facem. În momentul ăla, noi am devenit, îmi scapă cuvântul acum, nedemni pentru comitetul executiv și am fost dați afară din comitetul executiv. Restul echipei. Restul echipei mai este domn profesor Alin Staicu. La Liga 4 și la Liga 5 nu avem reprezentanți. Oamenii și în discuțiile cu noi nu sunt reticenți. Oamenii au ce să spună, vor să spună, au deschidere, au idei, dar se feresc să nu se afle că am vorbit cu voi, că am stat cu voi, că facem parte din echipa voastră. Echipa, așa cum ați văzut, ne mișcăm, ne organizăm, suntem prezenți, suntem activi. A, să înțeleg că dacă veți câștiga, vor veni alături de noastră. În spate echipa este destul de mare și cât de cât oameni specializați, dar și oameni de fotbal care ne dau mesaje, ne țin pumnii și ne spun așa nu se mai poate. Ați reușit să treceți pe la toți? N-am reușit să trecem pe la toți, am reușit să trecem în proporție de 60-70%. Încercăm să acoperim, suntem un caz fericit că avem mulți membri afiliați. La alegeri nu este nicio fericire să fie foarte mulți membri, fiindcă este mult de alergat, multă suprafață de kilometri de acoperit în teritoriu. Oamenii și ei cu problemele lor pot să te primească, nu pot să te primească, deci campania este destul de grea și v-am zis, fiind și pe așa din scurt, s-au validat dosarele de candidatură, s-a tras și de validarea aia, a durat 2 zile sau cât a durat și tot am pierdut din zilele noastre. Mai avem 4 zile, 3 zile cât mai avem, sper să ajungem la fiecare, măcar din respect pentru dânsii. Mi se pare o normalitate să te duci să saluți pe toată lumea și să vorbești și să le asculți păsurile, deși unii văd că se declară deja câștigători. Păi nu știu cine. Actualul președinte spune că el câștigă. Eu n-am văzut nicio declarație a dumnealui. Bine, pe surse, acum pot să greșesc, sursele sunt, știți, mai știm și de la domnul Pătrașcu, mai știu și ei de la mine și tot așa. Că sunt deja câștigători. Și apropo de campanie, am văzut niște reacții negative la adresa dumneavoastră. Săptămâna trecută ați distribuit, o postare referitor la o problemă medicală a domnului
Da, Horațiu Stănescu și ați fost taxat, taxat luat normal, tare de... De când am intrat în campania asta, e normal chiar să, la domnul Predună să scoată în evidență oamenii și lucrurile bune și lucruri mai puțin bune și lucruri de acum mulți ani care și-aduc aminte. Ca să lămuresc, din punctul meu de vedere, acea postare, este un articol din... Pot să spun? Puteți să spuneți, da. Din presa dacă, locală. Presa locală, ziarul de Craiova, aproape toată presa a publicat la vremea respectivă. La vremea respectivă. Din articolul respectiv, reiese că n-a fost nicio problemă. Conducerea AJF-ului a închis telefonul ziariștilor, i-a tratat cum vă tratează și pe dumneavoastră și în general n-a fost nicio conferință de presă și nicio legătură cu presa. Li s-a spus că n-a fost, dânsi s-au dus la DSP, DSP-ul a confirmat că este un caz de coronavirus la AJF Dolj. În final n-a fost. Pentru noi, pentru ca idee, pentru membrii, pentru a rămas deschis AJF-ul, noi am fost pe acolo, era perioada când se credea că se începe campionatul, deci n-a fost. Și eu am distribuit articolul așa cum a fost scris. Nu l-am scris eu. N-am zis nici că a avut, nici că n-a avut. Doamne ferește. Deci că a și murit acum... Da, condoleanțe familiei... Da, ce să zici? Fostului primar de la Catane. De la Catane. Da, un domn, Marius Dinulescu. Și om a jucat fotbal la Troctorul Craiova, la Vulturul Catane. Și ca să 30 de secunde. Și ca să închei. Nu, că 10 secunde. Sper să mă încadrez. Am distribuit articolul cum a fost. Reacțiile au venit, da, domne, a avut coronavirus, președintele l-a luat muncind la locul de muncă, nu e frumos să râzi de el. Mai departe trageți dumneavoastră concluzia sau telespectatorii noștri sau echipele afiliate. Domnul Pâncu, rămăseți dator și cu un răspuns. Da. Poate vreți să adăugați ceva și la ce a spus domnul Florin Spânu, contracandidatul dumneavoastră? 5 minute. Cred că mă încadez mai puțin ca să-i las dumneavoastră mai mult. Păi nu, dacă mai rămâne... Mai facem poate... finalul. Deci, mă rog, a început, îi facem finalul. Era vorba de atunci, vorbeam de baremuri, vreau să spun de baremuri. Ne-am încercat să plătim baremurile, numai că există o problemă în cadrul legal. Nu există cadrul legal ca un AJF să plătească baremurile arbitrilor. Cine fac, ce AJF-urile care plătesc arbitrii ei direct, fac ilegalități. Vine curtea de conturi și te încalță. Deci, în legea românească nu este permis așa ceva. Asta una. Doi la mână. Domnul Spunu spunea că au primit cei 5.000 de euro doar echipele care sunt angrenate în competiție. Din câte știu eu și întrebați-l pe domnul Staicu, CSC Craiova nu este angrenată în competiție și a primit cei 5.000 de euro. Clubul Sportiv Județean Știința Craiova este angrenată în competiție și n-a primit cei 5.000 de euro. Adică credeți că s-au dat preferențial? Nu s-au dat preferențial. Este o... mă rog, o lipsă de comunicare cu cineva de acolo, de la federație, mă rog, se va rezolva probabil într-un timp. Nu e niciun fel de problemă din punctul de vedere. A, da, pentru că numai campionatele de elită se dispută. Exact. Campionatele naționale, exact. Nu sunt... Altceva. Florin Duinea n-a fost dat afară din Comitetul Executiv. Florin Duinea și-a dat demisia din Comitetul Executiv. Pentru că la momentul respectiv, când și-a dat demisia domnul Duinea din comitet, Băileștiul vrea să înscrie echipă, sau preconiza că înscrie echipă la Liga 4. Și dumnealui nu mai putea să facă parte din comitetul executiv. Mă rog, astea sunt niște răspunsuri care au. Acum vreau să vă prezint echipa și cu asta eu închei. Echipa și planurile acestei echipe pentru următorii 4 ani. Ca să încep cu planurile atunci, că e mult mai simplu. Noi încercăm să deblocăm activitățile competiționale, încercăm să dăm drumul la sport, încercăm să dăm drumul la fotbal, de fapt, în primul rând, pentru că noi avem niște lupte, eu cel puțin personal am și niște contacte pe la minister, pentru că efectiv nu înțeleg cum se poate da drumul la spectacole în săli închise și la sport în aer liber să nu se dea drumul cu spectatori. Adică la teatru pot să mă duc și să stau la două scaune într-o sală închisă, iar la sport, la fotbal, pe stadion deschis, să nu pot să stau la două scaune. Asta nu înțeleg. Sau chiar 10. Sau chiar 10. E bineînțeles pentru noi toți. Sau la țară, la 5 metri pe exact. Lângă gar pe acolo. Și așa nu vin mai mult de 50 de oameni. Bine, vedem chiar și în Liga 2, acolo unde stadioanele nu au tribune, că se strâng 150, 200, 300 de persoane. Dar afară nu este virus. În afara stadionului nu este virus. Oricum, virusul am înțeles de la domnul... La fel cum... Eu am înțeles la domnul Arafat că domnul virusul umblă între ora 10 și ora 5 dimineața. Pe asta vreau să zic. Că nu prea înțelege de ce îi place viața de noapte? Deci echipa. De noapte maxim. Echipa. Și asta vreau să ca să închei. Vrem să continuăm ce am început. Vrem să atragem fonduri. Deja avem contacte și cu Primăria Craiova și cu Consiliul Județean în privința asta. Echipa. Horațiu Stănescu, președinte. Bogdan Pâncu, vicepreședinte. Firu Dumitru, reprezentant Liga 4.
Gilbert Panait și Ilie Dumitrașcu, reprezentanți Liga 5-a, Mircea Papa, reprezentant copii și juniori, Sebi Colțescu, președinte CCJ. Deci este echipa completă, nu? Da. N-ar mai fi nevoie de nimeni în cazul în care. Și Aurel Barbu, secretarul AJF2. Deci toate locurile ocupate. La dumneavoastră spuneați că nu. Deocamdată nu aveți reprezentanți pentru Liga 5-a. Mă rog. Așteptăm transferul. Așteptați transferul. Domnul Pătrașcu. Să încep cu echipa. Cred că în două minute terminați. Nu. În primul rând, așa cum ați întrebat și colegii mei de platou, am trecut aproape în proporție de 99% în tot județul Dolj. Am trecut în primul rând să salut vechii primari, actualii primari, să facem cunoștință, să-mi prezint... Eu când m-am sunat erați pe la Băilej, nu? Să-mi prezint programul de campanie și aș vrea să știe toți telespectatorii, pentru că cei cu care am discutat, cu oficialii, primari, viceprimari, secretari sau președinții de cluburi, le-am spus și vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor, Sorin Pătrașcu a discutat cu toți acești oameni de fotbal pentru dezvoltarea fotbalului din județul Dolj, dar în același timp, în momentul în care am plecat din biroul primarului sau președintelui de club, i-am spus că rămâne la aprecierea dumnealor pe cine vor vota. Am zis că este normal din punctul meu de vedere să analizeze dosarele tuturor contracandidaților și cel mai bun proiect pe următorii 4 ani să fie reprezentat prin funcția de președinte pentru a conduce fotbalul la nivel de județul Dolj. Echipa Sorin Pătrașcu, dacă va fi ales de conducători președinte, vicepreședinte Spânu sau domnul Pâncu sunt prietenii mei, ambii. Deci ați lucrat cu ambii, nu am nicio preferință, ambii sunt prietenii mei și trebuie să o recunoască. În ceea ce privește celelalte comisii, secretar, bineînțeles, dacă domnul Barbu își dorește să continue, pentru că... Ați lucrat, dacă nu mă înșel. Am lucrat, bineînțeles, am lucrat cu Barbu peste 8 sau chiar 10 ani și este continuatorul meu la AJF Dolj și un om de caracter și dacă își dorește, desigur, dacă își dorește să continue această activitate împreună cu mine, dacă voi fi ales, va fi un pion principal ca secretar. Nea Romanică, cum îi spunem cu toții, l-aș determina să revină, cu toate că a luat o hotărâre de a părăsi fotbalul din județ. Celelalte comisii, și aici aș vrea să punctez, voi face toate demersurile posibile ca acele comisii care sunt prezidate de domnii avocați să nu mai fie, să întrerupem acel contract care, din punctul meu de vedere, este de vreo câteva sute de milioane și vor veni în acele comisii oameni competenți pe care îi am în spatele meu și vor conduce fără niciun ban. Mai mult decât atât, din punct de vedere financiar, salariul meu al președintelui și al vicepreședintelui va fi redus cu 50%, iar ceilalți angajați în proporție de 30-50%. Să fie și ei de acord. Bineînțeles, cu aprobarea biroului executiv. 0-2. Nu, că hotărârile în AJF Dolj, cel puțin, se ia numai de Comitetul Executiv și de Adunarea Generală. Deci puteți să fiți convinși 100%. Haideți să lăsăm pe domnul Pătrașcu cu 30 de secunde, vă rog. După aceea, cât un minut fiecare, vă uitați la... suntem la final. Deci cât un minut fiecare, nu un minut în total. Voi încerca, da, începând din acum, domn Pătrașcu, voi încerca să revigorez, în primul rând, copiii și juniorii. Vor fi foarte multe competiții de copii și juniori. Vara, în aer liber, toamna și iarna, la sală. La Liga 4 voi încerca să readucem selecționata Oltenia la cel mai înalt nivel, așa cum a fost în mandatul meu, cu 3 campionate câștigate la nivel național și cu reprezentare în cupele europene. La Liga 5-a, chiar dacă se supără președinții, primarii, voi în următorii 2 ani de zile voi implementa înființarea juniorilor pentru a juca în deschiderea jocurilor, facilități, carnete gratuit, arbitrajul gratuit.
Mii și plase gratuite. Mii și acolo, plase la colegul meu, de colț. În camera de la colegul meu, vă rog un mesaj către alegători. Un mesaj, haide deci să încep eu, că am început să te... acolo la cameră, nu la mine, că eu da. Nu, voi veni în calitate de jurnalist la alegeri, nu voi vota. Mesajul meu este ca cei care ne privesc în această seară să aleagă cu sufletul, să se gândească la viitorul fotbalului județean în următorii 4 ani de zile și ușa la AJF Dolj va fi deschisă de Nea Sorin Pătrașcu în fiecare zi, de luni până luni, iar îi asigur pe toți iubitorii fotbalului că Nea Sorin Pătrașcu a fost, este și va rămâne același. Mulțumesc, domnul Cătănescu. Mulțumesc. Acolo, la acolo. Nu o să insist prea mult pe programul meu de candidatură, acesta este public, este pe paginile noastre de Facebook, a ajuns și la membrii afiliați, urmează să ajungă și la ceilalți. O să sublinez doar ideea acestui program, care este ideea de solidaritate, de interes comun al fotbalului. Fotbalul doljan trebuie să fie despre membrii afiliați, pentru membrii afiliați, nu pentru o persoană sau pentru un grup de persoane. Oricum, e destul de ciudat, ca să nu zic altfel, această alegere a datei de 28 martie, când sunt... Teoretic sunt 4 ani și 3 ani. Nu, la asta mă refer, e situația sanitară. Mă refer strict ca dată, data de 28 martie, care întâmplător sau neîntâmplător se cade în aceeași zi cu meciul de început de campanie pentru Cupa Mondială 2000. E al doilea meci. Dar mă rog, nu știu dacă are importanță. Așa, nu, meciul Germania pe 28 martie. E al doilea, jucăm joi cu Macedonia. Probabil nu se dorește ca să participe cineva de la federație, deși la toate adunările de alegere președinte de AJF participă din partea Federației Române de Fotbal membrii marcanți. Toată lumea este prinsă. Înțeleg că, scuzați-mă, vă iau din timp. Și la Cluj ar fi alegeri, nu? Sunt pe 27. Adică CM27, CM28? Nu e același lucru. Mă rog, asta așa o simțim noi, așa o vedem. Nu se dorește să participe de la Federația Română de Fotbal nimeni. Așa cum v-am zis, participă maxim, la deja toate adunările. Ei vor să controleze totul și de aceea avem informații chiar de la membrii afiliați că o să fie destule probleme prin neprimirea unor delegați, că n-ar fi în acte și tot felul de situații și chestii de genul acesta. La fel, adunările de generale, în general, și cele, cu atât mai mult cele pentru președinte, se organizează sâmbătă. În cazul în care nu se întrunește cvorum, urmează ca a doua zi, duminică, să se strângă iarăși oameni. Mi-e destul de greu să cred că dacă duminică nu se face cvorumul, lunii nu o să vină decât cei care trebuie să vină și să ia hotărârile. Și deci mi se pare destul de fair play pusă această adunare și modul în care sunt tratați și concurenții și membrii și mulțumesc presa. Dacă aveți vreun răspuns la ceea ce spune, pentru că sunteți vicepreședinte. 28 și... martie este o dată pe care DSP-ul ne-a dat-o. Noi am făcut adresă, Comitetul Executiv a făcut adresă către DSP și DSP-ul ne-a indicat data de 28. Okay. Cum au ales-o, nu cred că nu puteți să ne acuzați că avem... Și un mesaj către alegători, pentru echipa noastră? Nu, vreau să-l întreb pe Nea Sorin cum încoate 0 la 2. Dar, mă rog... Cred că mi-a scăpat ceva. Nu. Trei secunde, atât. Angajații care sunt acolo AJF Dolj, care își doresc să continue munca cu Sorin Pătrașcu, vor fi alături de mine. Cei care nu își doresc... Domnul Pătrașcu, problemele organizatorice avem să le rezolvăm după aceea. Am primit un mesaj. Tocmai de aceea am zis. Lăsați-ne să dăm și noi mesajele de final. Fac încă de acum. Dar mi s-a atras atenția de către cineva. De acum fac invitația pentru marța viitoare, câștigătorul sau și ceilalți dacă doriți. Și pierzătorii dacă, dacă doriți. Să-l felicităm în direct pe câștigător. Deci, dacă câștigăm, sau să vă felicităm. Să depășim puțin momentul când se încheie. Vă rog, haideți. Așa, bun. Deci asta cu DSP-ul v-am lămurit-o. A zis că nu o să fie primiți în sala anumiți delegați dacă nu sunt actele de în acte pe înțeleg că e în aer liber. Da, e în aer liber. Mai mult ca sigur cred că la Ișalnița. La Ișalnița? Cred, nu știu. Ișalnița este sub scenariu verde, deci. A, și este și asta cred, problema. Nu, este o variantă pe care o luăm în calcul. Am înțeles. Presa nu o să fie primită pentru că există niște legi care ne impun un anumit număr de persoane.
dacă chemăm și presa, presa va fi primită după unde vor fi date declarații. Iar ca să revin la ceea ce la delegați, ei trebuie să fie membri în acte, în conducere. Punct. Așa scrie statutul, așa este și la federație, așa este la toate AJF-urile din țară. Nu cred că v-ați spune cineva lui președintele lui X din comuna Y să nu participe la baza la adunare. Și acum ca și mesaj. Nu vreau decât să fie o duminică frumoasă, o duminică în care... Se anunță vreo 15-16 grade. Asta, da. O duminică în care cel mai bun să câștige și pe calea aceasta doresc succes tuturor candidaților. Și vorba aia, cel mai bun să câștige. Așa să fie. Vă mulțumesc pentru prezență. Invitația este făcută. Cel care va câștiga sau și pierzătorii, dacă doriți, marța viitoare vă aștept aici în platou la Oltenia. N-am apucat să dau mesajul, doar atât. Să aleagă dânsii pentru dânsii și pentru echipele lor. Vă dau mesajul colegilor. Termină mai repede că intră Laurențiu Barbu peste noi. De la ora 21 urmează Laurențiu Barbu cu emisiunea ora 21. Au fost trei dintre candidații la alegerile de duminică la AJF Dolj, doi la funcția de președinte, Sorin Pătrașcu și Marian Cătănescu, domnul Bogdan Pâncu, funcția de vicepreședinte. Așadar, marți, duminică vor fi alegeri la AJF, ori stadionul extensiv, Ișalnița sau poate altă localitate, în funcție și de situația epidemiologică la ora respectivă. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. O seară frumoasă, toate cele bune! Seară bună!